Referitor la întrebarea dumneavoastră, având ca obiect considerarea ca vechime în muncă a prestațiilor din Republica Moldova în cazul persoanelor care și-au redobândit cetățenia română, s-au stabilit legal în România și sunt active în câmpul muncii din țara noastră, vă comunicăm următoarele. Potrivit prevederilor articolului 7.3 din legea 130 din 2011, pentru ratificarea acordului dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, dacă prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei părți contractante sunt supuse numai legislației acestei părți contractante, chiar dacă au domiciliul celelalte părți contractante sau dacă angajatorul are domiciliu sau sediu pe teritoriul celelalte părți contractante. De asemenea, conform articolului 31 din acordul anterior menționat, cele două părți contractante își recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel necesare pentru aplicarea prezentului acord, așa cum au fost eliberate de autoritățile emitente, fiind scutite de cerința legalizării. În considerarea celor anterior expuse, precizăm că perioadele de activitate desfășurate în Republica Moldova, în baza unui contract de muncă, constituie vechime în muncă, în funcție de care se calculează sporul de vechime și alte drepturi ce decurg din aceasta. Considerăm de asemenea că perioadele lucrate se dovedesc cu acte originale emise de unitățile la care s-a desfășurat activitatea. Menționăm că documentația trebuie depusă la sediu angajatorului actual în vederea luării în considerare a vechimii în muncă efectuate în Republica Moldova. Menționăm că acordul dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București și ratificat prin legea 130 din 23 iunie 2011, se aplică pentru România, potrivit articolului 2 alineat 1 din acord, exclusiv legislației de asigurări sociale de stat. Deoarece în România legislația de asigurări sociale de stat care reglementează domeniul pensiilor în sistemul public de pensii este legea 263 din 2010, prevederile acordului bilateral amintit se aplică tuturor prestațiilor acordate în conformitate cu dispozițiile respectivului act normativ. Astfel, în cazul în care o persoană a realizat perioadă de asigurare atât în România cât și în Republica Moldova, instituțiile competente din ambele state vor analiza posibilitatea acordării unor drepturi de pensie în temeiul instrumentului juridic bilateral menționat. Acordul prevede faptul că, dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru obținerea unei prestații conform legislației unei părți contractante fără a ține cont de perioadele de asigurare realizate conform legislației celelalte părți contractante, instituția competentă calculează prestațiile numai în funcție de perioadele de asigurare realizate conform propriei legislații. Totuși, dacă este necesar și dacă legislația unei părți contractante condiționează dreptul la prestații de realizare a unei perioade de asigurare, pentru acordarea prestațiilor are loc totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislației ambelor părți contractante, în măsura în care acestea nu se suprapun. De asemenea, în temeiul prevederilor instrumentului juridic bilateral menționat, persoanele care au realizat perioadă de asigurare într-un singur stat vor beneficia exclusiv de exportul prestațiilor pe teritoriul celuilalt stat, prevederile referitoare la acordarea prestațiilor de pensie nefiind aplicabile. O să vă mânez și răspunsul în scris, care este un picuț mai complet, însă, având în vedere timpul regulamentar, o să mă opresc aici. Mulțumesc!